Bună! Astăzi o să vă povestesc despre ce mai gătesc atunci când nu am chef să gătesc, despre ce mai gătesc atunci când, oh my god, am uitat să scot carnea de la congelator. Astăzi vreau să vă povestesc despre ce mai gătesc atunci când nu am chef să gătesc. Cred că am mai zis asta odată, nu? Da, cred că am mai zis. Da, deci azi vă povestesc despre ce gătesc când n-am chef să gătesc. Vă spuneam într-unul din multele videouri pe care le-am făcut despre cum cumpăr eu în cantități foarte mari. Pur întâmplător am ales această temă acum cu coronavirusul, unde toată lumea face golește rafturile să-și cumpere mâncare, că da, n-am înțeles de ce, dar toate magazinele sunt goale pentru că e coronavirus și cumva astea două se leagă între ele, adică nu știu, ne baricadăm în casă sau... În fine, ideea e că noi când mergem la cumpărături cumpărăm destul de multe lucruri pentru că noi stăm un pic cam departe de București, de oraș, de civilizație și ca să evităm mersul foarte des la magazin, cumpărăm o dată sau de două ori pe lună. Ne umplem frigiderul și congelatorul, să vă arăt că am și un congelator extra pe lângă frigider și evit din start stresul cu, aoleu, n-am legume sau îmi lipsește nu știu ce carne ca să fac nu știu ce meniu. Adică eu mă mulez după ceea ce am în frigider sau în congelator, ceea ce voi face astăzi și ceea ce vă o să vă arăt astăzi. Nu pot să nu vă spun că am aici în barbă un coș invizibil, adică în weekend n-am avut ce face, mi se părea că fața mea arată foarte bine, aoleu ce mă doare mâna. Și am început să-mi scot acest coș invizibil, mi-am scos o bucată din piele, vedeți, m-am dat cu foarte mult fond de ten, dar tot se vede. Evident că coșul n-a ieșit pentru că el de fapt nici nu exista, dar mi-am rezolvat măcar acel neuron disperat din cap care îmi spunea că am ceva ce nu am de fapt. E greu și cu neuronește. Bine, o să întorc camera acum. Nu știu dacă o să-mi iasă, pentru că eu sunt un pic atehnică, dar o să încerc să întorc camera și să vă arăt congelatorul meu extra, pe care dacă nu-l aveți și n-aveți ce face cu banii... Există și ceva să mergi ce face cu banii? Nu cred. În cazul în care doriți să investiți într-o piesă electrocasnică, acest extra congelator este foarte bun. Bine, nu știu de ce când vorbesc de congelator extra arăt de fapt un microunde. Hai să vă arăt, nu? Stați să vă arăt. Stați să întorc camera. Gata, am întors camera. Acum aici este camera mea, o să vă arăt camera mea. Vreți să vă arăt camera mea? Vă arăt. Ce să fac? Am aici. Bine, eu sunt... e sfârșit de lună și sunt pe final de chestii ce am eu prin cameră pe aici. De exemplu, uitați, la făină nu mai am de aproape deloc făină. Ce să vă mai arăt? Am o sticlă plină de ulei pentru că eu nu folosesc ulei de floarea salului, decât foarte, foarte, foarte puțin. Mai vedem acolo în spate niște conserve, deci vedeți de ce nu umblu eu prin magazin, pentru că eu am conservele cumpărate de luna trecută și, mă rog, alte diverse chestii. Bun, haideți să vă arăt aici. Acesta este un congelator. Eu stau în chirie, în cazul în care ați lipsit de la filmul în care vă spuneam că noi stăm în chirie și noi când am închiriat această casă a venit direct cu acest congelator, dar mi se pare minune pe pământ. E un extra congelator care are diverse rafturi și diverse lucruri în el. Cum vă spuneam, suntem pe final de buget, de obicei el este mega full cu chestia, mai este un pic mai gol. Am aici niște legume, niște pungi cu legume. Am aici niște resturi, deci vedeți, aceasta este o dorada pe care eu am cumpărat-o proaspătă și am congelat-o. Ce mai am aici? Am niște carne de porc. Așa. Am niște, nu știu ce, bucată de carne de și pe asta. Așa, aici am un porc întreg. Un porcușor întreg pe care îl facem, căutăm o manieră să-l facem, în fine, încă nu l-am găsit. Și aici e restul de carne pe care îl avem de luna aceasta și pe care trebuie să o folosesc zilele acestea până intrăm în luna următoare. Bun, cum astăzi nu am chef să gătesc, astăzi fiind o altă zi din categoria zilelor în care nu vreau să gătesc, că eu nu prea am chef să gătesc, voi decongela aceste bucăți de carne de vită.
Vedeți cum fac? Deci eu iau o bucată mare de carne de vită, o tai felița, capaca, capaca, și o ambalez după aia în folie din asta de plastic de bucătărie. Și îmi scot una, două, trei, patru. Deci noi suntem patru persoane, două, patru, cinci, pentru că, na, cam asta mâncăm noi. Să vă mai arăt ce mai am pe aici. De exemplu, am niște cârnați pe care la fel, i-am scos, i-am învelit, i-am făcut deja de grătar, i-am pregătit. E numai de scos decât de congelat și pus pe grătar. Mai am niște ceafă de porc. Și ce vreau să vă arăt neapărat, neapărat, este aceste tentacule, sau cum se cheamă, da, tentacule de caracatiță, pe care le-am cumpărat de la Selgros, care sunt prefierte. Sunt evident de captură, pentru că nu există acvacultură de caracatiță, și cine iubește caracatița trebuie neapărat să cumpere așa ceva, pentru că le faci direct în tigaie cu puțin ulei de măsline pe tigaia grill. Le decongelezi, are un kilogram, dar fără apă 800 de grame, deci e... Noi am făcut o cutie din asta la 9-4 și ne-am rămas și pe a doua zi. Așa, și le decongelați, le puneți pe tigaia grill și vă iese o super mâncare, super rapid, adică într-un sfert de oră n-aveți ce face. Mai am aici o jumătate de pui, mai cumpărăm pui fericiți de la Vicola, știți că v-am spus, eu nu mai pui fericiți cumpăr, mă rog, nu că poate n-ar avea una alta, dar sunt, știu de surse sigure că sunt cei mai puțini hormonați. Și îi tai pe jumătate și îi fac din când în când. Evident, am și această înghețată mini. Și cam atât. Hai să luăm carnea asta de vită și să o decongelăm. Avem aici 5 bucăți de vită. Calculez cam așa. Una mai mare, una mai mică pentru soțul meu, una mănânc eu și două pentru copii. Bineînțeles că Betty nu o să mănânce una întreagă, o să mănânce jumătate, dar ne combinăm. Este cantitatea pentru o singură masă, pentru că eu gătesc în fiecare zi, rare ori, adică avem o zi pe săptămână când gătesc, când nu gătesc și mâncăm ceea ce mai rămâne prin frigider. Ce vreau eu să vă mai arăt e că în frigiderul mare, adică ăsta, am aici sus, în congelator, și niște pungi de legume pe care le am, le țin pentru momentul în care fac astfel de carne la grătar și decongelez câte și fac și acele legume pe care la tigaie. Ce am vrut să zic? M-am bulversat cu schimbatul acesta de ecran și deci decongelez carnea aceea de vită pe care ați văzut-o și pun la ok legume din acelea pe care vi le-am arătat din congelator. Și carnea la grătar face aproape cât, deci 4 minute pe parte, deci în vreun sfert de oră să zic că e toată carnea făcută. Legumele alea la ok le mai țin 10 minute, un sfert de oră, le pun niște ulei de măsline, fac și o salată. Și mâncarea noastră este gata în ce? 30 de minute, 45 de minute. Deci este fix mâncarea pe care o pot face când nu am chef să gătesc. Să vă mai zic ceva? Folosesc ulei de măsline, folosesc ok, folosesc foarte mult tigaie grătar, despre care v-am vorbit într-un alt video și care este obiectul numărul 1 de la mine din bucătărie, pe care îl folosesc cel mai des. Nu ne lipsește niciodată de la masă salata sau un legum, o legumă proaspătă, castravete, morcov, chestii de genul acesta. Și încerc pe cât de mult pot să combin sănătos în farfurie alimentele. Respectiv, dacă mâncăm, de exemplu, carne de vită, să fie cu legume. Dacă mâncăm pește, o combin cu cartofi. Pentru că copiii mei deja mănâncă la prânz mâncare, orez și multe cărnuri și așa mai departe și pui. Și atunci încerc acasă să fac o mâncare cât mai sănătoasă, cât mai rapidă, ca să nu îi obosesc foarte mult și să le placă, evident, mesenilor. Căci că dacă mâncarea nu e gustoasă, degeaba te mai chinuiești să o faci. Adică nu faci mâncare doar să o faci, faci mâncare ca lumea să se bucure de ea. Pe mine mă enervează sincer chestia asta aici. O să vorbesc de acum așa.
Dar nu mai vorbesc, oricum am terminat acest film. Deci, cam despre asta e vorba. Ne vedem și data viitoare cu alte idei prețioase din viața noastră de părinte. V-am pupat! Și nu uitați să mă citiți pe mamipetocuri.ro. Eu sunt Dina, deci azi am luat-o așa, cred că de la coronavirusul ăsta se trage. Bun, deci eu sunt Dina, mă găsiți pe mamipetocuri.ro, dați subscribe la canal și dacă vă place atât de mult, mai veniți și joia viitoare să vedeți ce am mai povestit eu pe aici din bucătăria mea sau din mașină. Hai, v-am pupat! Pa, pa!